Bună, dragilor! Am tot amânat acest video până nu s-a mai putut amâna. Și a sosit momentul ca să vă spun și de ce. Mulți dintre voi și-au dat seama și mi-au scris și m-au întrebat dacă sunt bine. Adevărul este că în ultimii 2 ani nu am fost deloc bine. Evenimentele au curs într-un mod inimaginabil și pentru mine, așa că am ales să-mi ofer timp. Timp ca să pot să le fac față și ca să fiu din nou bine. Revenind la subiect, sunt aici ca să-ți arăt că se poate și că situația ta actuală, oricare ar fi aceasta, nu este și destinația ta finală. Sunt Cristina Catlabuga, sunt nutriționist holistic și wellness coach și ultimii mei 2 ani au fost despre ascensiune spirituală. Am căutat foarte, foarte mult o cale spre vindecare absolută, completă, irevocabilă, astfel încât să nu mă mai întorc niciodată în acele momente în care să dau din recidivă în recidivă și să fiu bine, odată și pentru totdeauna. Și am descoperit informații care au fost dincolo de conștiința pe care o aveam până în acest moment și mi-am dat seama că nu suntem doar corpul fizic, suntem mai mult decât atât. Și este momentul ca să integrăm tot ceea ce pare mai puțin palpabil, greu de imaginat în viața noastră. Te invit să mă urmărești în continuare, ca să afli mai multe despre toate acestea. Știu că povestea mea a trezit multe curiozități, dar tot ce vă rog este să aveți răbdare și să-mi mai dați timp, pentru că simt că tot ce a urmat va fi expus într-un format total diferit, pentru că și experiențele au fost total opuse la tot ce s-a întâmplat până acum. Experiența din primii 5 ani a fost expusă în acele 7 videouri, pe care, dacă nu le-ați privit, vă invit să le priviți, doar că nu le luați ca pe niște adevăruri. Pentru că vreau să vă aduc aminte, eu sunt doar un caz și adevărul meu nu este și adevărul tău. Și acest lucru este valabil în multe situații din viață. Iar pentru toți cei care sunt într-o situație cel puțin la fel de critică și își caută calea spre vindecare, vreau să le transmit următorul mesaj. Dragilor, puterea este în voi. Nu vă fie frică, aprindeți lumina și căutați acolo, pentru că adevărul vostru este ascuns în voi. Nu vă mai pierdeți prin tot ce este în jurul vostru, pentru că răspunsul este în voi. Acesta a fost și punctul de inspirație pentru proiectul Your Core Power. Și vă invit să intrați în comunitatea aceasta frumoasă, care vine să aducă mai multă lumină și să inspire curiozitate și curaj ca să vă regăsiți pe voi. Cel adevărat, cel de care ați uitat, cel pe care l-ați tot împodobit cu tot felul de caracteristici ca să vă integrați în această societate și să-i mulțumiți pe toți din jurul vostru. Fiți curioși și deschiși către noi oportunități care se vor deschide în calea voastră. Și din toate informațiile, alegeți-o pe cea potrivită pentru voi. Treceți totul prin filtrul vostru propriu. În toți acești ani am descoperit multe informații, practici utile și instrumente pe care le-am aplicat și continui să o fac, dar spre marea mea uimire, când am avut impresia că parcă le știu pe toate, am descoperit altele și altele și continui să descoper, pentru că suntem într-o continuă evoluție și există un infinit de posibilități. Și ceea ce este valabil astăzi, mâine s-ar putea să nu mai fie valabil. Dar ce vă recomand să păstrați este curiozitatea aia de copil, de a descoperi, și curajul de a acționa pentru a integra cele descoperite în viața voastră și a vă bucura de ele. Și foarte important, chiar și înainte de momentul de a simți că nu mai puteți, cereți ajutor. Cereți ajutor aici pe pământ, în jurul vostru, dar nu uita să cereți și ajutor divin. Eu n-am știut să o fac. Pentru mine asta a fost lecția cea mai dură pe care a trebuit să o învăț. Și în momentul în care mi-am dat seama că nu sunt singură și că sunt susținută și ajutată și că tot ce trebuie să fac este doar să cer, am reușit. Am reușit să trec peste toate și am reușit să mă fac bine și am reușit să fiu bine și simt și văd că de această dată este pentru totdeauna. Noi toți putem fi pârghii de suport unii pentru ceilalți. Dar să nu uităm că punctul gravitațional al puterii noastre este acolo, în interiorul nostru. Și atâta timp cât el este dezechilibrat, vom fi trași din toate părțile și procesul va fi unul bulversant și dureros.
iar schimbarea se va produce doar atunci când durerea situației actuale este depășită de durerea de necunoscut. Tu decizi când e momentul potrivit pentru tine să o faci. Schimbarea oricum se va produce într-un fel sau altul. Dar alegând conștient și asumat, poți trece prin acest proces într-un mod mult mai blând. Poate azi sau mâine sau poate într-o altă zi. Îți vei face curaj și vei păși într această nouă lume. Tu decizi cât să mai zăbovești la intrare. Și este absolut în regulă să mai stai acolo și să-ți oferi timp, pentru că totul face parte din acest proces. Nu pune presiune pe tine. Iubește-te cum nu ai iubit niciodată și iubirea îți va arăta calea. Bolile apar atunci când ne îndepărtăm foarte mult de la drumul nostru și nu ne mai manifestăm esența. Corpul fizic ajunge să fie epuizat, pentru că odată ce am deviat de la traseu, ne-am îndepărtat de la sursă și încărcarea a devenit din ce în ce mai greu accesibilă. Și ajungem să ne epuizăm și ajungem să ne îmbolnăvim, până când boala fizică și durerea și suferința noastră cutremură mintea și din ruinele acestea iese la suprafață adevăratul tu, cu adevăratele tale valori, principii și credințe, cele de care ai uitat, cele pe care le-ai ascuns, pentru ca să fii bine în văzul celorlalți, pentru ca să fii acceptat, pentru ca să fii văzut. Dar este momentul ca să scoți toate acestea la suprafață și ca să ieși din Matrix. De foarte multe ori în astfel de momente, medicina contemporană ne spune că cauza este una necunoscută. Și totul pentru că de foarte multe ori știința se limitează la materie, la corpul fizic, când acesta este doar vârful ghețarului. Și tot ceea ce nu se vede și este necunoscut pe alocuri din existența noastră este ceea de ce depinde cât vârful ghețarului va mai sta la suprafață. Și ce este de făcut? Să fugi, să te ascunzi, să te izolezi de toată această lume? Acesta a fost și gândul meu inițial. Dar răspunsul este nu. Aceasta nu este soluția. Aș vrea să vă spun un citat care sper să aducă mai multă lumină aici. Și anume că o corabie nu se neacă din cauza apelor în care plutește, dar din cauza apei care intră în ea. Așa că aveți grijă pe cine sau ce lăsați să intre în viața voastră. Ce urmează în continuare? Viitorul este unul imprevizibil. Dar tot ce pot să vă spun este că am adunat foarte multe informații în acești 2 ani și ele abia așteaptă să iasă la suprafață. Îmi voi continua cu drag misiunea și vi le voi împărtăși pe toate. Dar până atunci, vă invit să vă înregistrați la acest canal de YouTube și dacă v-a plăcut acest video, să-l împărtășiți mai departe. În acest mod veți contribui la creșterea acestei comunități frumoase. Vă mulțumesc și vă sunt recunoscătoare pentru toată răbdarea și pentru toată atenția de care ați dat dovadă urmărindu-mă până aici. Și nu uitați că sănătatea este cel mai de preț dar divin cu care ați venit pe acest pământ. Așa că păstrați-o!